Nu mai e peștele aici. Sănătate. Păi mi-a tras mie pe 13, zici, cu zid ăla. Să trăiți. Bă, să arătă obletele la cameră. Și am luat noi pe 14 la... Aici. Numele meu este Ivan Gabriel. Site-ul flyersfishing.ro. Să dau la... Lua și pe aia de ștucă, dar nu. Eu la ștucă că nu merge. Mă chinui cu oblete pe acele. Acum am bagat-o pe asta cu buldo, asta e de verdeț. Să dăm după oblete. E ora 17:10. Data de 14 este în buldo, concepție proprie. Musculițele tot care le știți. Le-am mai dat eu cu niște soluție să nu se desfacă. Asta și țin țarul să vi-l arăt, că le știu. Cam de bază. Dar nu mai intră băieții ăștia cu... cu caiacul. Caiacele astea. Mai curge apa, luăm pe teren. Te soarele e sus. Gigi zici că a murit de tot. E 14:10 Sunt funea Gigi, OZN-ul zis, OZN-ul pseudonim la vânătoare de obleți. Să vedem pe unde sunt ăștia. Obleții ăștia. E fazanul. Fazanul, nea Gigi. Poate ai pușca cu lunetă. Tu ne avea puși cu lunetă, cu dedicație pentru Toni de la Bascov. Toni, cred că noi vedea filmul cu pușca cu lunetă aici, că avem fazan. Alea din jocul tău care te jucai tu aseară. Trebuie să găsim pește, trebuie să vedem pe unde muscărește asta. Dăm și noi o muschie. Am și promisul, soacră, m-a pus, am luat mălai. Mălai, cumpărat mașină. Și iau mălai să facem o măligă. Bă, câțiva prin sărând, dar dacă se supără soacra, știi cum îmi bagă? Bă, ăștia în 2000 au dispărut. Dispărut, tată. Nu mai. Ne lasă pe neveu. Fără benzină. Trebuie să muncesc, iese. Să prind un pește. Uite, mă, pește, trebuie să dau una de control. Uite, poate așa. Nu o să dai una de control. Dau seama, nu se ridică. Dă două, trei picături de ploaie. Ah, îmi dai o seama. Musca spune tot. Vine ploaie la ștucă. Ar sări ceva, bă? Nu zice nea Gigi, bă, nu e abundent. E unul, e și pe ăla. Ia zi, nea Gigi, bă, nu e ora, nea Gigi. Ia, ca a sărit unul ăla, da, parcă ar fi cleanul ăla. Dar ar dădea octombrie. Ce pretenții să avea? Ia, ca a sărit unul ăla. Aha, și l-am scăpat. Ia. Hai, da? Am o căsă. Am vreo 4-5 atac. Mai sare, cum zicea, nea Gigi, așa, bândeamă. Bândeamă. Nu vă faceți grine. Să-l căută mai bine. Nu trec o jumătate de oră ca să... Ia să el tu la vânătoare. Nu mă duc îl lui chiar acolo. Dau de la energia nimeni de acolo. Hai că-l pune pe. Uite-l mă, pe băiatul mă.
Donatorul din Oz. Donatorul din Oz. Mă îndresc cu musca în gură. Musca ciudată. Da. Dau cam în jumătate acolo. Da, domnul, să ne vezi rămați, că dacă tu să terminăm partida la ora 19, să încep filmarea. Ca să vă dați și seama din toate aceste patru filmare. Trebuie să iasă. Hai, deja spune. Ser la moșă. Mamă, la moșă arată. Trebuie să mai prindem o gangie, e prea frumos. Dar mișto viață, nu? Am să vezi de sumână. O vine ora, mă, că trece de 5. Deci joc de ridic și le prezint pe mașină. Nu știu ce s-a. O vânează, nu știu ce zicea Negigi că nu vânează. Mă, că nu-i prinde nimeni aia, că vă să mă la vânează că nu. Mă fiți găsă eu cu de-a ta vreme. E să fiu mai concentrat. Mamă, cât ăsta de mare. Ulu, și-a scăpat ăsta. Я щеку. Что здесь у вас? Генеза с упом остается. Что вы мне это? Dar tot cum așa de zi. Nu zău băț mai mare sau e un clă? Am așa. Nu mă duc seama. Nu mă duc aici. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Right. Unde ce și că vânează? Nu vânează, dacă nu știu dacă le joc. Dacă auziți în țară. A, vă zice vânează?
vrei să-i găsesc eu. Să tot da, bine, vrei și câteva picăte de plan. Înțeleg că plouă. Azi e marți, jucăm cu Irlanda. Hai de România, te iubesc să nu mai pui zi de România. Lasă-i așa să vezi minge. Ia. A, trasă linia e. Omenga. Trasă linia. Camera că plouă. Așa, vedeți, luminiar a fost hirul întins. Opa, nu. Măi, bă. Nu că nu dacă mă chestie aici. O mărmăt așa. Perișei la camera. Nu, că niște așa ia să văd. În închirie. Bagajul. Dau cu un anofilă și cu felul să țiric. Ați înțeat. Deci tras linia, ar fi nuț așa. Dacă vă ați înțeat, hai să mă dracă. Mai avem bărcile ca să mă întrebăm. Mă vârfă jos. Uite ce avea, stai. Opa. Să curim niște bărci pe aici, să mai primul an țânțarul ăsta, tot țânțarul. Vezi, nu mai au panglică în octombrie, bota subiect. E cu țânțarul în urmă, nu ai văzut. Ești tras din iarna, bine că a jucat papul. Vă trebuie să închid eu. Conserv. Vezi foarte ușa. Ia scăria băieții. Nu, nu, nu. Nu, nu știu, vezi că nu. Să scăria la partea asta. Lansare mai lungă. Uite cum trebuie așa lungă. Trebuie niște frunze acolo. Ce e frunze? Să le joc așa pe altă. Dacă stai în larg, degeaba le jucăci. Nu se dă una în larg. Prin trei frumuri deja. Dacă vede el țânțară prin trei frumuri. Ca ți-l alegem pe...
alergie la mezele. Nu s-a luat locul ăsta. Și pe aici de bolivă, nu știu, pare că nu știu. Mă uit eu la Ligiană. Să mă mai am așa pe stânga la Ligiană. S-au speriat și ăștia. Stau concentrat, am dat într-o zi de bine. Vedeți că a venit doamna? Cum arată? Bronze de pomă. A venit doamna și până. Prietenul meu, Gigi, mă nelevit la ștuci. Da, mai devreme, știți ce făcea? Nu e musca mare. Da, mă, că nu vânează acum. Nu vede să vânează. Ba, cu frunze. Ce zice bănea, Gigi? Schimb linia? Păi iar a început aici vâlturela. Mă duc cu alea în Ligian pe stânga. Păi pe acolo nu se circulă. Cu alea în stânga, pe curbă. Mă duc cu alea pe curbă, alea, că nu știu că nu se circulă. Cu alea în stânga nu se circulă. Stăpește acolo. Nu se lasă pe cis. Hai să mergem. Păi dar veni rășa cu toată viteza pe malul. La piatra acolo? Hai, da. Hă? La piatra nu știu. Te vezi? Trebuie să mergem și la piatra, ce? Pe curent acolo, zici, nu? Păi, auzi, vine o colea în golf. Auzi, vine o colea în golf. Colea curbă. Și mai mergem o leacă și e drum între astea. Te duci direct acolo. Știu eu, unde au tăiat ăștia pe brazi. Păi vine după mine. Și mergem acolo la piatra, la cădere. Pe tot malul ăla. Păi ia răbdare, hai că e cald, merge. Pare că e drum și pe aici, dar vreau să încercăm Ligianul. Că nu ne avem prânz în prima. Am dus să-mi iau niște păducel de asta. Azi am mâncat 200 de grame de păducel. Ia uitați ce bijuterii e aici. Ce bijuterii de păducele. Plin păducele. Așa arată. Țara de Cean Gheorghine. Bun pentru inima. Hai mâncat de-astea a terminat cu inima. A terminat cu inima, nu mai e problemă. Ia și un buchete. Un buchete. Mai un buchete. Și mai un buchete. Până pe astea mi-a ajunge la inima. Perfect. Ia. Deci aici al păducea. E și miere de păduce, îl dai cu rapiță alba. Foarte bun. Ar câte o linguriță pe zi. Nu mai aveți treabă cu inima. Sau rețeta. Vinul pentru inima. Să fierbe. Un litru de vin natural. 12 tulpini de pătrunjel. De când începe să fierbe, în 10 minute. Fierbe foc și adaugă 300 de grame de miere. Zice la carte că mierea ori se poate
fierbe, văd acum se adaugă și se amestecă așa, de fier. Nu zic mai bine de fier. Nu se distrugă din calitatea. Luați așa cum simțiți inima, o privim pic. Rețetă dată de un doctor genul. Aia zăpăcit toți pește ăștia. Mi-a zis, hai că mă găsesc și mă, dar mă duc la cădere acolo. Nu mă să încerc și-o puțin de igianul ăsta. Poftă bună! Eu consum păducele, uite. Bună, bună! Dar vă zic ceva mișcare pe aici, papă. Văd dacă trag o blesă la musculiță, că acolo ne deranjeară. Să vedem dacă le este foame sau chip să se joace. Înseamnă că s-a sărit ceva la ele. Nu mai verific la loc. Alergăm după peștile astea cum alergă oia după aur. Asta e pasiune. E pasiune, nu? Foarte mare. Pasiunea asta la 2 pește așa. Nu mi-e mă las de pasiunea asta, mă duc eu încolo la... Așa complicată pasiunea. Eu cu acelea pe ăla. La braț, păci. Dar Gigi, o iei pe la braț pe aici, bă. Ca să-l găsim așa, mai concentrat pe unde îmi vânează, așa. Așa să-l așa. O poți desi și urmări pe aceea. Nu mai trebuie ție. Locul ăsta mi-aduce aminte de locurile cu plan de pe... De la câmpie, după râurile de câmpie. Trebuie să ajungi și pe acolo. Ne luăm niște filme. Mi-am lăsat cam mult, cred că au crezut cam mult. Mi-am mâncat pe acolo, ce sărăce. Am zis că am fost cu golful nepotul.
le pun la fiș, schimbe fișile de bujii. Și surpriză mare. Mi-a desfăcut clapeta la accelerație. Samsara aia care a vândut mașina cu 100 de milioane. În 2002. I-a luat garnitura aia de fier. Și trăgea aer fals. Bă, păi mers eu cu ea și când băgai piciorul a treia să ducă și la curate. Ce bă, nene, proastă rău. Nici o forță. Zic, bă, cu asta se laudă mărniță ăștia. Păi Supernova nu vă face praf. S-o văd acum, vă zic. După ce îi pune... ce îi pune garnitura aia, să intre aer cam. Că trebuie. Stai pe concentrație, oxigen, benzină. Înțelegeți? Nu prea înțeleg eu pe mare lucru, dar cam așa ar trebui. Uite ciupercă. Mă tăie nană de aia. Mamă ce frumos miroase. Mamă ce frumos miroase. Ia dacă are vire. Care e faza? E cam perioada ciupercii noastre. În anul și ăștia cât creșteau numai prin... creșteau numai prin liziere de salcâm. Am găsit pe la țară, doamne. Prin liziere de salcâm. Ciuperci nane. Nane, nane. Asta n-am văzut pe nicio ciupercă. Am zis că mă duc. Dacă nu duc eu înapoi. Fac o colo în basă, vădând. 20 de minute. Cățelele, tu ce faci, mă? Avem o specie rară. Rasa carpatin. Zici, mă, găsești cine e un obletă, vede? Tu alucini, știi? Stai la grătare, ce n-ai tu? Băi, adă.